Da, dar îndată l-ai mutat pe unul vecin cu doi. Da. L-ai mutat pe unul vecin cu doi. Superbă chestia. Și atunci unul și cu doi fac împreună 180 180 de grade. grade. Vezi? Ia să vedem ce-o fi făcut profesor aici, mă. Ia să-i dăm drumul. Așa și... Observă că lasă pe elev să fac el tot felul de propuneri. Nu viu peste el, nu-l agresez. Eu zic să luăm triunghiile ADC cu ABC. Hai să ne oprim aici, să-l putem ajuta un pic, că poate ideea lui... Ce urmești tu să arăți? Să arăt că triunghiile sunt congruente. Și la ce ți-ar folosi congruența asta a Ah, uite, triunghiilor? da, trebuie să întreb. Tu ți-ai fixat cu obiectiv să arăți că unghiul ăsta și Exact. adunat cu ăsta, adunat cu ăsta, Este oblic. Fac 180 de grade. Dacă cumva te gândești să arăți că unghiul ăsta e cât ăsta, unghiurile opuse sunt congruente, e o altă proprietate asta. O ceri în problemă? Nu o ceri. Nu. Să se arate că unghiurile opuse sunt congruente. Atunci s-ar justifica ideea ta ca să te oprești la triunghiul ăsta, cu triunghiul acela. Da. Ce? Arătați că AB e egal cu DG, AD e egal cu BC, măsura lui A e egal cu măsura lui C și măsura lui B e egal cu măsura lui D. De ce și asta? Pe scurt, Adi, te duci acum spre rezolvarea problemei unui alt punct. Deci, oprindu-te tu la triunghiul ăsta ADC și ACB, dacă vei reuși să arăți că triunghiile sunt congruente, înseamnă că și elementele toate sunt congruente, două câte două, și atunci vei avea ca răspuns și că unghiul D e cât B, că latura DC e cât latura AB și că latura AD este cât BC. Mi se pare interesant. Da? Deci tu te hotărâi să arăți că triunghiul este să se congruente. Ce șanse ai? Ai spus foarte bine că Latura comună e AC. AC, da. A zis că AB e paralelă cu DC. Ei, și ce dacă sunt paralele? Zianca. Două drepte tăiate de 70 formează un virgulă alternate, dar alternate externe și corespondente congruente congruente două câte două. Adică, astea două, Adi a zis, paralele, da, Adi. Și ce secantă să iei tu? AC. Secanta AC. Secanta AC. Paralelii tăiate de o secantă determină unghiuri. Hai să zicem Congruente. alterne interne, Interne, da. congruente. Care sunt acestea? Unghiul D, A, O, cu D, A, A, O, O, du-te până în C. Duace. D, A, C, D, A, C, cu O, O, C, B, cu O, A, C, B. A, C, B. A, C, B. Dar de ce sunt astea congruente? Sunt alterne interne. Pentru care paralele? Pentru paralelele D și cu BC. AD cu Da. BC. A, păi AD cu BC. Dar acum Este? noi ne focalizasem, am De AD cu insistat, BC. am zis paralela AB, DC, secanta asta, și care sunt unghiurile acum? La C cu A Citește pe trei litere că DCA. DCA, adică asta. Ah. Da, cu Blacă. Cu asta. Așa. Deci apar astea alterne. Deci două drepte Așa. tăiate de o secantă. Apar aceste două unghiuri ca alterne interne, dar ele sunt unul într-un triunghi și celălalt într-un triunghi. Sigur că da. Iată că ai reușit să prinzi un unghi a unui triunghi, unghiul celălalt. Deși ai spus mai devreme că AC este comună, Da. ai acum un unghi, un celălalt unghi, o Da, parte mai de-a stânga. trebuie și deoarece AD cu BC sunt Asta este, pe de paralele, altă parte, AD fiind paralelă cu BC, din definiția paragramului, și socotind aceeași secantă, păi tot aceeași secantă, paralele tăiate de secanta asta, face ca unghiul ăsta să fie congruent cu unghiul ăla, la altă Da? Și asta de aici. Da. Și gata, ca fiind alterni interi. Și acum suntem la unghi, latură, unghi. Și triunghiile sunt congruente. Da? Da. Triunghiile fiind congruente, toate elementele celelalte ne luate în discuție sunt congruente și problema merge foarte bine. Dar asta la punctul B, nu? Asta la punctul A. Punctul A? Punctul A. Pe punctul A trebuie să ducem cu măsura
unghiul lui A plus măsura unghiul lui B este 80. Exact, dar ei s-au dus pe punctul B, bănesc acolo la rezolvare. Da, punctul B arată, da. Da. Arătăm că laturile sunt congruente și sunt. Și încă ceva, unghiul de aici e cât ăsta de aici, pentru că unul intră în triunghi, altul intră în triunghi și atunci și elementele sunt congruente, nu? Păi, aici e A cu C-ul și B-ul cu D-ul, să o arătăm. A-ul cu C-ul, dacă te vezi la triunghiul sau triunghiul ăsta. Dar acum, noi am arătat B-ul cu D-ul, da? Hai să facem redactare. Vă puteți la A sau la B? La B. Demonstrați, da. La B, la B, că A-ul nu l-am putut cu ăla. Nu s-au dus pe idei. Ce vreau să remarc, să oprești un pic. Observe, Ioana, că în discuția care o port trebuie să ai foarte multă răbdare, să încerci să vezi tu singură dacă poți face ceva. Dacă simți că nu poți, atunci te duci și folosești. Și încă ceva, eu nu repet niciodată elevul. Da. Adică nu sunt împotriva ideii lui, eu las pe el să încerce, să aibă inițiativă și pe unul îți întreb dacă îi folosește la toate chestia asta. Eventual fac corecții. Deci vezi, am dreptate când spun că este o altfel de matematică. Da. Și acum, discutând, te-ai oprit la lecția de geometrie, că probabil geometria ți se pare mai inaccesibilă un pic. Ai avut niște greutăți. Nu ți sunt clare lucrurile. E adevărat? Adică așa simt eu dintr-o primă discuție. Și încă o dată să o spun. Dintr-un singur motiv, deci geometria ți-a fost prezentată și tu ai învățat mecanic niște lucruri. Proprietăți, definiții, nu știu ce. Da. Fără să înțelegi mecanismul așa în intimitate. Și neînțelegând, așa ai greutăți, iar geometria în spațiu nu merge deloc, deloc, deloc dacă nu merge geometria în plan. Așadar, va fi probabil redactarea punctul acesta, că triunghiurile acestea sunt congruente, nu? După care vedem, probabil ne întoarcem și la punctul A și la punctul A ai văzut acolo cum esențial a fost aici să simțim că prelungim pe asta drept secantă, pe AD, pentru dreptele paralele AB și AC, pentru aceste paralele, și atunci apare perechea de unghiuri nu corespondente și îl mutăm pe unghiul ăsta din D deasupra lui AB, nu? Ca fiind unghi corespondent, și atunci în jurul punctului, apare aceasta ca o dreaptă. Două unghiuri cum sunt acestea, fiind în prelungire? Împreună sunt suplimentare. Suplimentare, da. Și gata, e problema. Că e un unghi alungit. D, A, M, cum e notatul acolo, D, A, M, M mai sus pe dreaptă luat, D, A, M este un unghi alungit și atunci e gata problema. Ce aș vrea, nu știu dacă eu fac în lecția asta, dar cred că autorul s-a gândit aici să facă, plecând la paralelismul dreptelor, vezi, a fost foarte important paralelismul dreptelor. Da. Două câte două. Că ți-a apărut secantele, adică dus spre unghiuri, perechi de unghiuri. Și de aici ai putut să am arătat și astea două sunt congruente, două câte două, le putem arăta și pe astea dintre unghiurile congruente care au început discuția acolo. Ar fi interesant să-l pornim și invers. Ai numai pe asta și cu asta paralelă și numai și pe asta paralelă. Ai că sunt congruente. Deci paralele două din ele, paralele și congruente, și să rezulte că și celelalte două opuse sunt paralele. Ca să fie paralelogram, nu? Ca să poți arăta că și aceasta e definiția echivalentă. Așadar, dragilor, lucru la geometrie, ca și la algebră, presupune să parcurgem lecția în totalitate. Nu ne iese, n-am nicio inițiativă, nu disperăm, că este prof online, pur și simplu. Și ne ducem pe ideea lui, vezi ce face acolo. Ne ducem odată, n-am înțeles prima dată. Ne ducem încă o dată și încă o dată. Și până când Ioana, înțelegem segmentul acela. Deci, ca să spunem foarte corect, cinstit, și noi am zis ce, Ioana, împreună am stabilit așa, că suntem foarte corecți, cinstiți cu noi înșine, ca să putem face progres. Deci, dacă sesizăm că geometria este partea mai
sensibilă, atunci acolo insistăm foarte mult. Da. Și căutăm ca problemele să le lămurim foarte, foarte bine. Ai văzut că la capacitatea noastră a fost o problemă de geometrie de clasa 7-a, nu? Da. Da? Aceea cu trapezul isoscel și cu toate povestea aceea. Știți ce s-a ascuns acolo? Mediatoarea unui segment. Dacă cineva știa ce e mediatoarea unui segment, apropo de asta, ce este mediatoarea unui segment? E linia care este perpendiculară. Da, da. Dreapta care e perpendiculară pe acel segment și împarte în două părți egale. Deci perpendiculară pe mijloc, ca să nu mai ții minte mecanic așa, linia care împarte, nu știu ce, perpendiculară pe mijloc. O să vă arăt eu acum. Ia, desenează tu. Deci iei pur și simplu un segment. Da? Un segment. Ce? Da. Un segment AB. Așa. Și căutăm mijlocul segmentului și ducem perpendiculara pe mijloc. Deci perpendiculara pe mijlocul segmentului este mediatoarea acelui segment. Dar și în jos, și în sus. Nu neapărat, o dreaptă, perpendiculară, cât cuprinde. Deci asta înseamnă. Mediatoarea unui segment înseamnă perpendiculara pe mijlocul segmentului. Ioana, ia un punct la întâmplare de pe mediatoare. La unde vrei tu, așa. Cum ți se pare punctul acesta cu P să notezi față de capetele segmentului? Punește pe PQ. Vezi la distanță egală. Da? Deci PA egal cu PB. PA egal cu PB. Sigur? PA egal cu PB? Da. Poți arăți asta? Da, pentru că B, să zicem aici O, da, egală cu AO, da, aici e unghi de 90 de grade, da, și asta e latura comună. Adică ce fel de triunghiuri sunt acele două? Congruente. Sigur că triunghiuri dreptunghice, congruente. Și atunci și celelalte elemente sunt congruente toate cele două, adică și B. Și AP. AP și PB. AP cu PB și sigur și unghiurile celelalte, care da, unghiuri două câte două? Mindică-le. Prin OAP și OAP. Deci și pune un arc acolo ca să semnezi. Deci unghiul acela și cu celălalt unghi, da? Și unghiurile acele două iar și acele două congruente. Sigur că da. Deci când ai zis congruența celor două triunghiuri, tu ai folosit doar trei elemente din cele șase. Da. Din trei unghiuri și trei unghiuri, trei laturi. Ai folosit latură, latură și câte un unghi. Da. Dar acum au rămas ca celelalte perechi de unghiuri și latură să fie congruente două câte două, adică una dintr-o parte și una dintr-o parte. L-ai luat pe pe într-un mod special sau puteai să le mai sus sau mai jos? Puteam să le mai sus sau mai jos. Oriunde. Da. Iată, mediatoarea asta e formată din toate punctele care sunt la egală distanță, da, de capete. Știi, în trapezul acela trebuia să arăți că punctele acelea de colinaritate sunt doar puncte pe dreapta asta. Da. Adică trebuia arătat că intersecția diagonalelor se află pe dreapta asta, pe mediatoare, că prelungit laturile trapezului dădea un punct acolo, nu mai știu cum se nota, care se află tot pe asta. Da. Adică trebuia să fie la egală distanță de asta. Și punctul care era deja luat mijloc și iată cum a fost ascuns în problema asta doar noțiunea de mediatoare. Deci Ioana, este așa de frumoasă geometria, dar trebuie să... L-a dat bătaie de cap multora acolo, cu triunghiuri, s-o chinuit, pie, ca colinearitate, ce să faci? Da. Numai atâta trebuia folosit, mediatoarea segmentului și tot era perfect. Ce trebuie să faci? Trebuie foarte multă răbdare și prof online îl pui de 7 ori, îl săcăi cu întrebări până când simți tu că se plictisește. Da. Dacă apare prof online într-o situație din nu se mai răspunde, mă suni pe mine. Da. Adică tot pui înapoi, pot pune și să vezi că nu se supără niciodată.
șansa este a ta și a tuturor prietenilor noștri pe care acum îi învățăm cum să lucreze cu Prof Online. Deci aici se redactează, merge un pic mai departe, să vedem după ce se redactează. Redactarul pot vedea și că am discutat probabil fie triunghiul acela și triunghiul. Și dă un pic mai departe tu. Despre cele două. Tu ai urmărit redactarea acolo? Da. Adică celelalte elemente înseamnă, în afară de la torace, sunt congruente două câte două. A, deci, trag concluzia. Să mai insistăm un pic anca. Luăm un alt element neluat înseamnă. Noi trei mai avem încă. Că trei le-am folosit pentru congruență. Mai sunt încă trei. Și atunci, latura pentru a-i găsi latura congruentă din triunghiul celălalt, mergem. AB are ca o specie pe unghiul ACB. Vezi? ACB. Dar unghiul ACB, zice aici, ACB, ACB, ACB este D la C. Cât D A C. Și lui D la C ăstuia îi s-o pune de ce? De ce e la frase cât asta? Așa. Da? Îi spunem acum că AB e congruentă cu de ce? DC, DC, cât a bă, am zis-o? Da. DC, cât a bă. Atunci AD cu BC. AD cu BC, din aceeași motive. AB cu AB. Deci, completez celelalte trei. Trei le-am folosit. Vezi, trei le-am folosit și acum celelalte trei. Da. Sigur că da. Unghiul care a rămas al treilea, unghiul al treilea din triunghiul celălalt, nu? Chiar asta sunt unghiuri opuse.